și domnilor, bună seara! În cadrul emisiunii de astăzi, când se împlinește un an de la lansarea noului ProTV, invitatul este domnul Adrian Sârbu, directorul general al ProTV. Bună seara! Bună seara, domnule Adrian Sârbu! Deci, ați fost prezent în cadrul acestei emisiuni la lansarea noului ProTV, la 6 luni, când s-au împlinit 6 luni de la această lansare și când am convenit să ne reîntâlnim, ceea ce facem acum, cu ocazia împlinirii unui an. La împlinirea acestui an ne întâlnim în cadrul unui context politic complet schimbat, România postbelică, cunoscând pentru prima dată alternanța la guvernare. Aș vrea să vă întreb ce semnificație credeți că are acest lucru pentru lumea audiovizualului din care face parte și ProTV-ul. N-ar trebui să aibă nicio semnificație, pentru că lumea audiovizualului rămâne departe de conflictele politice și de schimbările din viața politică, dar ca orice schimbare aduce lucruri noi, informații noi, știri noi, situații noi, poziționăm noi și pentru noi este cel puțin mai incitant. Tot programul acestei zile a stat sub semnul promisiunii. Ca un fel de joc de cuvinte între promisiunile ProTV-ului și misiunea ProTV-ului. Și am văzut chiar un film, exact înaintea emisiunii noastre, care încerca să descrie sau să prezinte acest lucru. Nu credeți că există și riscul de a fi taxați, și știți că telespectatorii nu ne iartă din acest punct de vedere, de a fi taxați că facem apologia a noastră înșine, nu mai găsim pe alții să ne prezinte ce facem și cum facem? Da, e posibil și am fost chiar pentru ziua de astăzi foarte atenți în alcătuirea programului să nu sărim peste cal, cum se spune, și de altfel să încercăm să restituim sensul acestei promisiuni, dedicația noastră către telespectator, către omul de rând, și nu întoarcerea noastră către noi. Totuși, când vorbim despre promisiune sau misiunea ProTV-ului, apare firească întrebarea în ce constă, de fapt, această misiune? Misiunea ProTV-ului. Cine a încredințat-o ProTV-ului cineva? Și-a asumat-o ProTV-ul? Cine și-a asumat-o? Acționarii, să spunem așa, care sunt în bună parte americani, echipa managerială, cine ne-a încredințat această misiune? Acționarii sunt și americani, suntem și români. Slavă Domnului! Promisiunea e una, misiunea e alta. Nu, eu vorbeam mai ales nu de promisiuni, că asta e o altă poveste, dar de misiune. De misiune. Misiunea ProTV. Da, care misiunea, este rolul, înțeleg, nu? Cum era și firesc, misiunea ne-am descoperit-o pe parcurs. Nu pot să cred pe cineva că poate să statuteze că are în cap sau are clar în minte ceea ce va face într-un anumit tip de activitate și mass media e destul de complicat pe o perioadă de timp foarte lungă. Noi am avut elementele esențiale ale misiunii, pe care de altfel le-am și anunțat. Am vrut să dăm telespectatorului ceea ce el vroia să vadă, dar nu știa cum arată. Asta am vrut. Și pe parcurs am reușit să ne descoperim și alte fațete ale ceea ce poate pretențios numim acum misiune. Noi suntem destul de atenți cu cuvintele, chiar dacă le folosim în scop promoțional. Ne-am descoperit că putem face chiar și mai mult. Adică v-ați referit la alte fațete. Înțeleg că de fapt astea sunt mai importante decât fațeta numai de a invita oamenii să vadă ceva. Sunt aceste alte fațete, în ce ar consta? Fațeta cu dimensiunea noastră principală este de a produce un program de televiziune comercială care să atragă foarte mare audiență și să producă, sigur, venituri din care ne dezvoltăm
și ne dezvoltăm bine, de aceea putem să facem ceea ce facem. Celelalte fațete pe care noi le-am respins, care aparțin de obște televiziunii publice, o latură, să spunem, discret și educativă, o componentă, de ce să ne ascundem, chiar de patriotism, o componentă de atașament față de o anumită generație, care e generația celor care au făcut Revoluția, ni le-am descoperit pe parcurs și ne-am dat seama că putem face mai mult decât să întreținem oamenii, să-i distrăm și să le oferim informația de care au nevoie când privesc televizorul. Domnule Sârbu, mă rog, ați susținut mai direct sau mai puțin direct, în mai multe rânduri, ideea că intrarea ProTV-ului pe piața audiovizualului românesc a dat expresie, să zicem, cât mai semnificativă, cât mai relevantă, revoluției pe care audiovizualul general o poate produce în societatea omenească în general la acest sfârșit de secol și prin implicație sigur și în societatea românească. V-ați referit numai la ProTV sau ca o expresie a audiovizualului în general, deci și la alte televiziuni care au apărut așa, ca surate noi în acest peisaj oricum nou? ProTV-ul este evident unul din succesele economiei de piață din România. Și e cu atât mai spectaculos cu cât s-a petrecut într-o zonă a ceea ce numim suprastructurii, deși eu cred că mass media face parte din structurile foarte, foarte profunde și foarte active ale societății. El este un succes, dar n-a fost singurul și competitorii noștri în sfera economiei de piață și în sfera mass mediei private și în domeniul televiziunii și al radioului au succese, nu atât de mari ca ale noastre. Probabil investiția noastră a fost mai mare, probabil resursele noastre diverse, inclusiv creative, sunt mai mari, dar în general mass media, dezvoltarea mass media în România în ultimii 7 ani este un succes al economiei de piață, probabil cel mai mare. Domnule Sârbu, eu v-am auzit până azi aici și când v-am pus această prima întrebare cu privire la contextul politic schimbat, această în legătură directă cu alternanța la guvernare, dumneavoastră ați răspuns că, mă rog, audiovizualul n-ar trebui să resimtă această schimbare. Că el, dacă se situează într-un câtva neutru, este perfect adevărat. Însă eu am să vă pun o întrebare care arată o posibilă schimbare și o posibilă adaptare la această schimbare. Una din schimbările posibile în condițiile acestei alternanțe este schimbarea care se va produce probabil la nivelul televiziunii publice, care poate deveni un concurent mult mai redutabil decât a fost până acum, inclusiv pentru ProTV. Da, firesc, noi așteptăm acest lucru. Într-un mediu necompetitiv și din păcate spun și nu sunt ipocrit, România se îndreaptă în televiziune către această, către această zonă, nu există progres și chiar succesele îmbătrânesc, plictisesc și întorcându-mă la TVR, aș vrea foarte mult ca TVR-ul să crească și să devină un real competitor pe piața televiziunii în România. Deocamdată nu este. Este doar un mare consumator de fonduri. Și atât. Dar eu cred că mai există și alte posibile schimbări. Din punctul de vedere al audiovizualului și la ProTV, gândindu-ne, cum vedeți, deci, aș spune o întrebare foarte precisă, cum vedeți, sau dacă vedeți o vreo schimbare, în relațiile cu oamenii politici ale audiovizualului și prin excelența ale ProTV-ului în condițiile acestei alternanțe la guvernare. Credeți că nu e o modificare față de ce era până acum 2 luni? Va fi o schimbare. Noi o vom descoperi. Până acum n-am trăit această experiență a schimbării. Cu siguranță vom trăi. Cam peste tot în lume, oamenii politici aflați în opoziție sunt foarte prieteni ai mass media, în special al televiziunii, ai televiziunii. Odată ajungi la guvernare, din varii motive, lipsă de timp,
îngustarea, să spunem, a perspectivei, încetează de a mai fi foarte prieteni, foarte deschiși, probabil au și unele motive, și atunci se schimbă întrucâtva raportul dintre omul politic și, să zicem, televiziune. Eu sunt convins că se va întâmpla asta și la noi și că din prietenii pe care am avut vom avea niște, să spunem, autorități, instituții, personalități care ne vor respecta, că n-au încotro, dar nu sunt foarte convins că ne vor mai fi atât de prieteni. Da, credeți că audiovizualul, bine, că nu ne va mai fi la fel de prieteni? Prietenoși, poate prietenoși, ăsta-i cuvântul, să zicem. Prietenoși. Nu este o nenorocire, dar eu cred că există și un alt, o altă posibilă schimbare, detașarea oarecum a audiovizualului în aceste condiții într-un fel de putere în sine, mult mai mare decât ca factor de influențare, ci o, cum să spun, o independență pe care o capătă în condițiile alternanței față de eșichierul politic în general, fie de la dreapta, fie de la stânga. Și despre ce putere ar putea fi vorba, de fapt? Un fel de stat în stat? Sau cum vedeți dumneavoastră? Numai ca pol de influențare sau ca posibilități de manipulare? Cine poate să manipuleze, o face. Manipulează. O și face. O și face. E cert că în acest mediu al unei puteri slabe, cum a fost cea a ultimilor ani, percepută drept o putere fragilă și a unei opoziții fragile, mass media a devenit poate excesiv de puternică. Sunt cazuri în care în țări ale lumii aproape dictează mass media. Eu n-aș dori să se întâmple acest lucru în România. Dar e cert că lecția alegerilor din 96 a fost că aroganța politică nu poate să fie o formă de adresare către mass media și o formă de relaționare cu mass media, pentru că mass media este în România o forță, ea reprezintă și noi vrem să fim percepuți așa, reprezintă vocea societății civile și omul politic trebuie să țină seama de ea. Îi place? Nu-i place. Și credeți că clasa politică românească va deveni mai înțeleaptă, ca să spun așa, în relațiile cu mass media în general și cu audiovizualul în particular, tocmai ținând cont de ce spuneți dumneavoastră? A fi politician înseamnă a fi înțelept și a face politică. Dacă clasa politică va dori să facă politică, ea va trebui să găsească o formă de conviețuire cu mass media. Bineînțeles, și mass media va trebui să-și reglementeze propria sa viziune asupra lumii politice. Întorcându-ne puțin la aceste alegeri care au adus schimbarea despre care vorbeam, și asta apropo de ProTV și de lumea politică, a influențat ProTV-ul rezultatul alegerilor sau nu? Nu știu. Acest lucru... Nu ați comandat niciun fel de sondaj și de opinie în legătură cu asta? Înainte de alegeri, mai multe sondaje au arătat foarte clar că ProTV-ul este televiziunea cea mai neimplicată, analizând foarte amănunțit conținutul informațiilor noastre, în primul rând ale știrilor politice. Nu știu dacă am influențat, acest lucru îl vor măsura cei care se ocupă de măsurarea influenței televiziunii în comunitatea, într-o anumită comunitate. Ceea ce știu este foarte clar că noi n-am vrut să influențăm, ci am vrut doar să creăm un cadru prin care să se exprime oricine în regulile democrației. Un fort german din 4 litere. Participarea tinerilor la vot. Și se spune că și ProTV a avut un rol în legătură cu acest lucru și a reușit oarecum să scoată pe tineri dintr-o lehamite în care se vedea că fuseseră. Ce vă simțiți oarecum, să spunem așa, responsabil de această influențare? Pentru că aici putem să vorbim
deși indirect, de o influențare de către ProTV a rezultatului a alegerilor, știind că totuși tinerii au votat într-un anumit fel, nume foarte clar pentru schimbare. Nu e vina noastră că o categorie socială de vârstă foarte, foarte puternică și compactă, cum s-a descoperit, a votat într-o anumită direcție. Noi am făcut voluntar un proces de incitare, în sensul bun, de trezire, avem și o emisiune în acest sens, de deșteptare a tinerei generații și am încercat, prin formele pe care noi le avem la dispoziție, să îi aducem pe acești oameni la vot. Nu, nu avem de ce să ne ferim, este evident. Și dacă ei au votat într-o formă sau alta, nu ne simțim deloc vinovați față de cei care au pierdut. Ne simțim foarte bucuroși că peste un milion de tineri care aveau pentru prima dată drept de vot în 1996 s-au prezentat la vot. Pentru că ei sunt votanții noștri ai ProTV-ului. Ei sunt principalul nucleu al telespectatorilor noștri. Da, asta este foarte important. Și, dar vreau să vă întreb, cum a ajuns, să spunem așa, mesajul ProTV-ului la acești tineri? Credeți că a influențat faptul că totuși realizatorii ProTV-ului sunt cei mai mulți tineri, cu excepția, eu știu, a mea și mai sunt alți. A mea? Fără să fiu realizator? Asta, dar, mă rog, a mea și altor dintre cei care mai încearcă să deșteaptă, să-i deștepte pe români, așa, alții nu sunt decât tineri. Deci există o șansă mai mare sau a existat tocmai prin prezența aceasta mare a tinerilor printre realizatorii ProTV o șansă ca mesajul să ducă cu mai mult succes la tineri. Acesta e ProTV, noi nu aveam nicio șansă, eu nu aveam nicio șansă să construiesc împreună cu toți oamenii din ProTV această televiziune. Cu deal de mine, ca să spun așa, sau numai cu deal de mine. Cu generația de peste 40 de ani. Peste 90% din oamenii din ProTV sunt tineri, lor le aparține această televiziune și a fost singura noastră opțiune. Nu, nu aveam de unde să luăm alți profesioniști. Pe cei care i-am luat nu eram profesioniști, i-am învățat, i-am forțat să muncească în sensul cel mai normal, i-am ajutat să facă ceea ce fac. Deci televiziunea ProTV e a tinerilor, că e făcută de tineri și este în primul rând pentru tineri, pentru că asta este ținta lor. Eu aș vrea să vă întreb, tot am vorbit de campania electorală și aș vrea să punem punct discuții despre asta, cerându-vă niște date concrete. Este clar că a fost un efort financiar foarte serios. Puteți să ne spuneți cât a costat ProTV-ul această campanie electorală? Ne-am promis că nu ne vom lauda, sunt obligat totuși în acest laudă. Moment aici, să... Aici îmi pare foarte rău, nu e o laudă, aici e vorba de ce a costat. Au fost de la artificii până la, eu știu, antenă căciuri. Puse la... sau căciuli, sigur, care sunt cerute de atât și poate dați dispoziție să mai creeze niște căciuri, că foarte mulți oameni vor și nu au acum. Dar aici este clar că s-a cheltuit foarte mulți bani, de la artificiile cu care s-a încheiat până la, cum să spun, timpii de antenă care au fost oferiți partidelor fără bani, asta e clar. Deci spuneți-ne cam ce s-a cheltuit. Deci a fost o parte a misiunii noastre și a promisiunii noastre. Că noi nu vom lua bani pentru publicitate politică. Și ne-a costat, dar suntem extraordinar de mulțumiți că am putut să o facem. Și în iunie și acum campania ne-a costat 1,9 miliarde de lei. Adică asta parlamentar o prezidențială. Și prezidențială, da. Costurile noastre directe, plus ceea ce am pierdut ne taxând partidele cum au făcut alte televiziuni, această pierdere este de 200 și candidații la președinție, 228.968.000 de dolari, care sunt vreo 700-800 de milioane pe care îi adăugăm.
Asta, deci dintr-o... asta calculată, deci... La tarifele, la costurile în regulă. Cât ar fi costat regula? Minutele respective dacă ar fi fost puse la dispoziție contra bani? Cât a costat producția respectivelor emisiuni și ce publicitate am pierdut noi în respectivele segmente orare, nedifuzând publicitate, normal. Și din acest punct de vedere, ca să vă răspund la întrebarea cu prezența noastră mai aproape sau mai puțin aproape de anumite partide politice, se pare că noi suntem unii din principalii contribuitori la campania electorală aproape tuturor partidelor politice. Că dacă mă uit, PDSR-ul a primit de la noi 22.184 de dolari. Dar și... Stai puțin, să nu înțeleagă cineva greșit. Nu s-a dat niciun ban. S-a oferit ce noi timp am de antenă în neplătiți, valoare... care neplătiți ar valora 22.000, exact. 22.000 și nu știu ce. Exact, este o valoare. Exact. Aceasta este valoarea pe care noi, cu care noi ne măsurăm activitatea. Dar și, de exemplu, UNEC-ul a primit 21.536 de dolari, dar... CDR-ul cât a primit? CDR-ul a primit 22.022 de dolari. Sau fiecare candidat de la președinție, împreună, candidații la președinție, fiecare candidat a primit 11.070 de dolari din partea ProTV-ului în timp de antenă, în costuri pe care noi le-am suportat. Așa că în momentul când un partid ne va spune că am fost împotriva lui, vă rog, pe distinși lideri să rețină. Să spuneți toate cifrele astea, că nu sunt... În general, PDSR, CDR, PUNR, PSM, PS, ANL, UNEC, USD, UDMR și PRM au primit între 21.000 și 23.000 de dolari. Adică fiecare. Fiecare. Da. Fiecare. Adică sub forma aceasta... De a timpului de antenă, de bani. Ceea ce înseamnă... Cât ar fi costat altfel? Trebuie să fie clar tuturor că fiecare minut de televiziune costă câteva zeci de dolari, chiar dacă vedem mira pe el, dar nu mai vorbim dacă începem să... Și, domnule Sârbu, alte cheltuieli, celelalte care au făcut parte din, să zic, promovarea postului, pentru că nu trebuie să ne ascundem după deget și să spunem că cu ocazia asta ProTV-ul a folosit de fapt prilejul ca să-și facă și țină publicitate, să firesc. Intre, să firesc. Aducă elicoptere, cum să spun eu, a aruncat cu artificii, nu știu ce, a repartizat căciuli. Bun, astea au costat și ele. Sau da, spuneam 1,9 miliarde de lei. Acestea au fost costurile noastre în campania electorală. Pentru că am vorbit de căciuli, sunt diferite căciuli și căciulițe, unele mai mari, unele de 100 de milioane, pe care altele mai mici, mă rog, chiar și căciuli, pe care le repartizează ProTV-ul. Și am vorbit de publicitate. Întrebarea mea era... Cum estimați importanța instituției premiilor în audiența postului? Este o că mulți au contestat această chestiune, îi atragem, îi păcălim sau nu știu ce, cum se spune. Se pare că noi n-am cam păcălit pe nimeni. Când am promis că dăm ceva, am dat. Premiile, în diverse forme, în funcție de opțiunea fiecarei televiziuni, sunt o parte a pachetului de programe pe care o televiziune îl oferă telespectatorului pentru a-și mări audiența. Noi, repet și trebuie să repet, trăim din publicitate. Cu cât avem mai mulți telespectatori care se uită la noi, în acest moment probabil că se uită la noi aproximativ 3 milioane de telespectatori, ceea ce este semnificativ. Cu cât avem mai mulți telespectatori, cu atât putem încasa mai mulți bani din publicitate, pe care o parte din ei întoarcem în premii, o parte întoarcem în investiția însăși pe care am făcut-o în această televiziune. Și premiile nu sunt nicio formă de mituire a telespectatorului, sunt o formă de potențare a interactivității dintre audiența noastră și noi ca post. A devenit ProTV un post rentabil sau nu? În trimestrul 4, 96, se întâmplă o mică minune. Reușim să ne acoperim cheltuielile din încasări, ceea ce pentru tipul de activitate pe care noi îl derulăm este un record îndeopște, cam în al treilea an de operare încep să devii rentabil operațional. Plus un post de
de televiziune, de anvergura noastră respectivă. Dar m-aș întoarce puțin la bucătăria emisiunilor. Această lansare pe piața ProTV-ului a respectat niște reguli, să spun așa, ale audiovizualului, ale vizualului mai degrabă. Și întrebarea mea era, are un post de televiziune nevoie, în primul rând, de vedete sau de echipe? Și, și. Există vedetele care sunt la rampă și există sutele de oameni care sunt în spate, cu cât mai profesioniști, cu atât mai bine pentru vedete, cu atât mai ușor pentru vedete să se exprime, dar e cert că un post de televiziune nu poate să existe fără vedete, în sensul cel mai bun, fără valori. Pentru că oamenii caută să se identifice cu alți oameni și acești oameni sunt cei pe care îi văd pe ecran, care le sunt simpatici, că dacă le sunt antipatici, nu se uită la ei, cu care doresc să dialogueze atunci când îi privesc. Și de aceea, cu cât ai mai multe vedete populare, iubite, cu atât probabil succesul și audiența este mai mare. O să fie vedetă și unul care spune tot felul de grozăvii, așa, din spațiu a ceea ce se întâmplă în lumea înconjurătoare. Sunt consacrate diverse tipuri de vedete, nu? Sunt vedete și de filme de groază și de filme de comedie, nu? Și de filme de dragoste. Însă, în general, nu poate să fie vedete cel care nu face audiență în televiziune, chiar dacă el sau ea au impresia că sunt foarte inteligenți și foarte capabili. Dacă oamenii nu vor să-i privească, nu sunt vedete. Pot fi orice altceva. Domnule Sârbu, dar știu că ProTV-ul a organizat un serviciu de preluare telefonică sau prin scrisori, mă rog, folosim toate mijloacele posibile în acest sens, de preluare a reacțiilor, comentariilor, sezizărilor și, în ultima instanță, cererilor telespectatorilor. Vreau să vă întreb în ce măsură, bănuiesc că aveți în mână acest serviciu, se ține cont în alcătuirea programelor de ceea ce reclamă telespectatorii? Atât cât trebuie. Nu poți, având 500 de telefoane pe zi, să crezi că aceste 500 de telefoane exprimă opinia unei întregi categorii de populație, dar sunt foarte multe detalii pe care oamenii le observă, le transmit și ne ajută ca să le corectăm. În general, grila de program este gândită după propria noastră opțiune profesională și faptul că e de succes înseamnă că reușim să o facem bine și ea, între anumite limite, este ajustată în funcție de reacțiile telespectatorilor. Mai mult decât atât, noi facem și sondaje permanente, lunar, în rândurile populației, nu cu telefoane, nu murdare, și încercăm să vedem dacă țintele noastre sunt atinse și de aceea se întâmplă că uneori un program pornit să fie oprit, un program să fie schimbat de la o anumită segment orar, dintr-un anumit segment orar în altul, tocmai pentru că vrem să atingem un optim, programul cel mai dorit în segment orar cel mai potrivit. Dar în ProTV, mă rog, și eu sunt unul dinăuntru și constat, în ProTV se folosește persoana întâia singular, inclusiv în relațiile cu Adrian Sârbu. A doua singular. Scuzați-mă, da, a doua singular, sigur. Dar vreau să vă întreb, asta e așa un fel de americanism, adică pornește de la faptul că patronii sunt acționarii, majoritari sunt americani și s-a promovat așa, a coborât această practică care există în America. Sau este o modalitate, eu știu, ai o speranță mai mare de comunicare. Și a doua întrebare, ce relație are Adrian Sârbu de fapt cu realizatorii aceștia care sunt cei care apar pe post? E bine să precizăm un lucru. Cultura ProTV-ului nu aparține investitorilor. Investitorii au dat niște bani și doresc să, în mod normal, în condițiile unei economii de piață, să aibă profituri. Cultura ne aparține nouă,
Și o parte a culturii noastre a ProTV-ului este anularea opreliștilor în comunicarea între oameni. Noi am descoperit că avem noi înșine foarte multe probleme de comunicare, unii cu alții, înăuntru grupurilor de creație, înăuntru structurilor. Și atunci, sigur, am decretat, dacă vreți să spuneți așa, de fapt am rugat pe toată lumea pe cât posibil să renunțe la adresarea cu dumneavoastră, pentru că ea, de fapt, s-ar putea să ascundă o lipsă de respect. Și să încercăm să avem un respect în felul în care lucrăm, în fapte, și să ne adresăm direct cu tu, cu dumneata, cum e normal, persoana a doua singular. Cred foarte mult că oamenii vor fi eliberați, mai ales cei din zonele mai de jos al ierarhiei, vor fi eliberați de stresul cu care au fost apăsați, de care au fost apăsați atâția ani, într-o structură foarte piramidal ierarhică. În ceea ce privește relațiile mele cu ceilalți angajați ai ProTV-ului, eu îi văd ca și colegi. Sunt foarte exigent, uneori am sentimentul că sunt mai exigent cu ei decât cu mine însumi. Sper să nu fie așa, sper să nu fie perceput așa. Cer foarte mult și încerc pe tot, pe cât posibil, să și dau mai mult decât se așteaptă ceilalți și în niciun caz să nu las lucrurile deosebite nerăsplătite. Mă rog, se încheie acum un an și bănuiesc că ProTV-ul se gândește la anul ce urmează. Și din acest punct de vedere am auzit și eu, vorbindu-se măcar de o nouă grilă de programe, în ce va consta acest? Se schimbă ce s-a dat până acum sau modalitatea în care diferitele programe au apărut pe ecran în momentul de până acum, în anul ce a trecut? Prea multe noi nu mai putem să aducem decât că lucrurile pe care le-am făcut bine să le facem la fel de bine și ceea ce n-am făcut bine să facem bine, dacă vom aduce niște lucruri noi, în afară de a menține ceea ce toată lumea a crezut că nu vom menține, calitatea filmelor, a serialelor din piața internațională și a programelor sportive și așa mai departe, vom încerca să aducem mai multă producție locală pe măsura creșterii puterii noastre de a produce, de a avea idei, de a avea forță creativă compatibilă cu calitatea programelor pe care le cumpărăm. Da, asta era chiar o întrebare pe care o aveam în intenție să o pun. Care va fi ponderea, dacă putem să vorbim așa, a programelor de producție proprie? Totuși, sigur, așa a fost, s-au fost posibilitățile, ProTV-ul s-a impus cu o grilă internațională, cu un aport mare de filme puternice, bune, dar din spațiul internațional, îndeoseb cel american. Acum e vorba de a avea, de a veni cu ceva din România, ca să ne exprimăm așa. Și deci care ar fi aceste programe, noi programe, nouă producție proprie? Noi aspirăm să producem cel puțin jumătate din orele de program și în primul rând în zona de seară să le avem ca producție proprie. Este extraordinar de greu și este extraordinar de scump într-o țară săracă. În primul rând vom produce. Cât e de scump s-a dovedit, cât indirect s-a dat pentru minutele de antenă la campania electorală. Un program local este, chiar dacă e prost sau dacă este, chiar dacă este bun, de 5 sau de 10 ori mai scump decât cel mai scump film pe care noi îl aducem. Dar trebuie să producem, pentru că oamenii vor să vadă programe locale, în primul rând, în afară de știri și așa mai departe. Adică ar fi bine să explicați asta din punct de vedere tehnic. Adică ce trebuie, echipamente, studiouri, trebuie tot ce avem noi, da, plus idei, plus oameni ale căror idei sunt foarte scumpe, plus bani foarte mulți de producție, ca să producem, de exemplu, un program de o oră. Programul pe care noi îl facem acum costă de două ori mai scump decât filmul care va fi în seara asta. Poate chiar, chiar așa, de trei ori mai scump. Dăm nimic, da, lui Adrian stând Sârbu, pur și simplu și aprinzând lumina. Și fără să-l plătiți pe Adrian Sârbu cu vreun onorariu, cum a fost plătit Tom Cruise, cu câteva milioane de dolari. Da. Dar dacă e vorba să
facem o nouă promisiune. Noi am mai promis și deja începem să, să aducem mai multe ore de divertisment, de programe spectaculoase, de jocuri, care sunt tot divertisment, dar chiar și de divertismentul de cea mai înaltă clasă care se produce în lume. Asta este ținta noastră principală în 97, sigur, și extinderea orelor de program informativ, de program de tip discuții, de tip jurnalistic pe care îl facem și care în televiziune are mult succes. Domnule Sârbu, o ultimă întrebare. Spuneați că postul ProTV, într-un mod destul de, de neuzual, abia la un an de la lansare, a reușit într-o ultimă parte a anului să-și balanceze cheltuielile cu veniturile. Deci e pe cale de a fi rentabil și de a-și recupera investiția făcută. Da, m-a auzit se zvonește prin târg, cum se spune, că acționarii americani, care știm că sunt majoritari, ar vrea să vândă din acțiuni. E adevărat, nu e adevărat? Dacă e da, cui și așa mai departe? N-ar fi nicio problemă dacă cineva și-ar vinde din acțiuni. Ar fi o problemă dacă acțiunile ar fi vândute la o companie care este falimentară. Deci acționarii nu vor deocamdată să-și vândă, pentru că compania este profitabilă. Ea este în planificare, chiar înainte de, de planificarea pe care a avut-o, spunem că suntem deja profitabil operațional. Dacă într-o zi un acționar își va vinde acțiunile, nu e nicio nenorocire, pentru că compania este condusă pe un contract de management, compania are o cultură, are o filozofie, are o misiune, pe care, așa cum spuneam, și-a descoperit-o. Asta e o promisiune? Da. Vroiam să închid, să închei cu o constatare, pentru că am vorbit de promisiune și de misiune. În tot acest an, descoperindu-ne misiunea, noi de fapt ne-am descoperit pe noi înșine. Și întâmplarea cea mai extraordinară care s-a petrecut în ProTV s-a petrecut cu oamenii din ProTV. Cum erau acum un an și cum sunt acum. Pornind aproape de la, de la fiecare angajat al ProTV-ului, cum am evoluat și cum ne-am descoperit o capacitate extraordinară de a ajuta oamenii, de a îi face să se simtă bine și uneori chiar de a-i face fericiți. Sunt cel puțin 20 vedete care am, am luat cunoștință cu, nu numai de pe post, ne-am strâns acum într-o emisiune care va fi difuzată. Erau cel puțin 20 și din 20, 17 sau 18 sunt tineri care, practic, aproape, probabil, să zic așa, acum un an nu erau, nu-i cunoștea nimeni, dar acum sunt vedete. Vedetele ProTV în conștiința oamenilor. Și sunt niște vedete simpatice, niște vedete dorite. Și iată că am descoperit o nouă dimensiune a misiunii, cea de a ne de a descoperi și de a ne redescoperi. Dacă vom rămâne așa, înseamnă că ne vom îndeplini misiunea. Să vedem ce va fi cu ocazia împlinirii a 2 ani. Sperăm că ne putem întâlni să facem un bilanț și la 2 ani. Dacă directorul general va mai accepta, dacă și bineînțeles, dacă așa ca să dacă realizatorul Ilie Șervănescu va mai invita. E foarte important acest lucru. Eu mi-aș dori, îmi doresc să-mi fac o promisiune pentru următorul an, ca și în decembrie 1997 oamenii să redescopere ProTV-ul și să nu se plictisească privind programele noastre. Să se uite și să câștige, nu? Doamnelor și domnilor, mulțumim domnului Adrian Sârbu pentru participarea la această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și vă aștept săptămâna viitoare la o nouă emisiune Față în Față.
ProTV.